Salut! Mă numesc Victor. Încă din copilărie, părinții mei au crezut că sunt înapoiat mental și asta doar din cauza faptului că nu mă adaptam societății așa cum credeau ei că este normal. Din păcate, în mintea unora, dacă nu ești sociabil și petreci prea mult timp singur sau în fața calculatorului, ai probleme grave. Niciodată nu am fost un copil care să-și piardă timpul pe afară, cu prietenii și care să socializeze prea mult. Nu zic că e ceva rău sau bun în a face asta, e vorba pur și simplu de noi ca și oameni și cât suntem de diferiți. Eu am fost mai retras și de mic am simțit că vreau să fac ceva cu viața mea, ceva mai mult, probabil și din cauza că în familia mea au existat multe lipsuri și le-am simțit de multe ori extrem de intens. De exemplu, dacă apărea ceva neprevăzut și ai mei trebuiau să plătească, ei bine, până la următorul salariu ne descurcam cu împrumuturi sau cu ce găseam prin casă. De multe ori căutam monezi pe jos ca să luăm un kilogram de făină și să facă mama o pâine. De ce să vă mint? Nu era plăcut și tocmai asta mă motiva să vreau ceva mai mult de la viață. Însă părinții mei nu m-au susținut niciodată și de mic îmi spuneau că am o problemă că nu sunt ca ceilalți copii. Ba chiar mama m-a și dus pe la spital să vadă dacă nu cumva sunt înapoiat mental. Și asta din cauza că nu ieșeam la joacă cu ceilalți și preferam să stau la calculator. Însă, când am mai crescut și tehnologia a evoluat, chiar am găsit modalități de a face bani online și petreceam mult mai mult timp în fața calculatorului. Ideea e că am început ușor și am ajuns ca la 15 ani să câștig cât tata și mama la un loc. Cumva credeam că asta îi va face să fie mândri de mine, mai ales că îi ajutam cu tot ce puteam. Însă nu a fost deloc așa. Din contră, au făcut tot posibilul să mă tragă în spate și îmi interziceau să mai petrec timpul la calculator. Efectiv, vedeau asta ca pe cel mai rău lucru din univers. Nu se mai poate așa. De mâine mergi la școală sau ieși afară din casă și îți faci prieteni. Ieși tu ca adolescenții normal și îți faci o viață, nu toată ziua în calculator, că o să nebunești de tot. Deja ești oricum cu mult în spatele celor de vârsta ta și nu vreau să te mai văd așa. Cum adică sunt în spatele lor? Ce vrei să spui cu asta? Adică tu preferi să stau pe afară și să sparg semințe în fața blocului decât să stau în fața calculatorului unde chiar fac ceva productiv care mă dezvoltă și mă ajută să vă susțin și pe voi? Ultimele luni doar eu am plătit facturile. În loc să fiți mândri de mine, ziceți că sunt inferior. Hai, lasă-mă cu astea, nu mai prostii zici acolo. Noi reușim să ne descurcăm. Nu-ți mai fă tu griji pentru noi și pentru situația financiară. O să ai toată viața timp de așa ceva. Acum bucură-te de tinerețe, distrează-te și încearcă să fii mai sociabil, că după iar te duce maică-ta la doctor să vadă ce ai. Nu am nimic, eu nu sunt atât de sociabil pentru că nu găsesc pe cineva de vârsta mea care să gândească ca mine. Toți băieții se gândesc doar la fete, la cum să mai spargă banii părinților pe haine scumpe să impresioneze, iar eu mă gândesc ce să fac să evoluez și să ajung mai departe în viață. Efectiv, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Ce pot vorbi cu ei? Păi vezi, așa gândesc băieții normal la vârsta ta. Ia și tu exemplu de la ei. Tata o ținea pe a lui, iar eu evident că nu aveam de gând să fac ce spune el. Așa că mi-am văzut de treabă și am continuat cu ce făceam. Însă mama a decis să se implice și ea mai mult și mi-a tăiat internetul ca să mă conectez mai mult la lumea din jur după spusele ei. Nu am avut cum să mă împotrivesc, din păcate, iar mama era de neclintit. Dar nu m-a schimbat cu nimic ceea ce a făcut. În continuare, refuzam să ies cu băieții de vârsta mea, pentru că simțeam că sunt o influență negativă. Așa că m-am apucat să învăț mai multe lucruri despre IT din cărți. Mă uitam la ai mei și chiar se vedea că și pe ei îi afectează faptul că eu nu mai câștig. Se descurcau mult mai greu cu facturile, nu prea mai aveau ce pune pe masă, însă chiar de le spuneam să schimbăm asta, nu voiau. La un moment dat, cu ajutorul unei profesoare care credea în mine și știa ce s-a întâmplat, am reușit să-mi fac un abonament la internet pe stick fără știrea părinților. Așa că stăteam noaptea și lucram fără ca ei să știe și toți banii îi puneam deoparte, fiindcă ei oricum nu ar mai fi acceptat ajutorul meu și dacă aflau că am bani, făceau tot posibilul să mă împiedice din nou. În orice caz, am continuat așa o bună perioadă de timp până când tata a găsit ceva la poștă legat de veniturile mele. Iar pe acea foaie era scrisă suma exactă pe care eu am făcut-o într-un an, deoarece eu i-am declarat. Atunci nu am mai putut să mint și să zic altceva, iar tata s-a înfuriat. Ce am vorbit noi? Tu chiar ești bătut în cap? Nu înțelegi cât de mult greșești? Cum ai reușit iar să faci rost de internet când mama ta l-a închis? Deci de aia erai tu atât de obosit. Cel mai probabil stăteai noaptea numai cu ochii în calculator. De azi s-a terminat, e timpul să pun piciorul în prag.
Dar cu ce vă deranjez? Ce fac așa de rău încât nu poate fi acceptat de voi? Realizați că alți părinți au probleme reale cu copiilor și voi vă plângeți că încerc să fiu independent și să ajung cineva. E aiurea! Să ajungi cineva poți doar prin muncă, mergând la facultate și lucrând într-un loc de muncă serios. Dacă stai toată ziua în fața calculatorului, doar te prostești, nu faci nimic bun cu viața ta. Asta ce faci tu nu e muncă, e leneveală și pierdere de timp. Nu pot să cred! Iartă-mă că zic, dar încearcă să vii cu picioarele pe pământ în anul în care suntem. Acum tehnologia e viitorul și atâta timp cât o folosești în scopuri bune, nu are ce să aducă rău. Și eu nu vreau să muncesc pentru cineva. Vreau să fac ceva al meu pentru că știu că pot. Nu am ajuns nici de data asta la o înțelegere cu tata. Așa că odată ce am împlinit 18 ani, mi-am luat toți banii pe care i-am strâns și am închiriat ceva pentru mine. Părinții mei nu m-au susținut. Din contră, au încercat în continuu să mă tragă în jos. Chiar și atunci când mi-am deschis propria afacere. Din păcate, unii nu văd mai departe de un job clasic și cred că o afacere e doar pentru cei mari sau pentru cei răi. Simțeam nevoia de susținere din partea lor. Dacă nu s-a întâmplat, am mers mai departe așa. Am încercat să-i mai ajut măcar cu banii, însă mereu erau orgolioși și nu voiau să accepte nimic de la mine, pentru că ziceau că sunt banii nemunciți. Nu avem nevoie de ajutorul tău, chiar de mâncăm un colț de pâine nouă ne ajunge, dar măcar știm că e din muncă cinstită. Nu ca la tine, că ai ajuns să ai de toate peste noapte doar stând și lenevind la calculator. Dacă stau jos pe scaun în fața calculatorului, nu înseamnă că nu muncesc. Din contră, uneori muncesc și 12-14 ore pe zi, mai mult decât un job full-time. Aveți o părere total greșită legat de asta. Noi știm cum sunteți voi ăștia, așa că lasă-mă în pace și vezi de viața ta. Nu are rost să mai discut cu tine, că oricum habar n-ai cu ce se mănâncă viața. Ai avut doar noroc și ți-au căzut bani din cer. Părinții mei nu prea s-au mai apropiat de mine și mereu au avut o părere proastă, dar nu am cum să le schimb mentalitatea. Din păcate, unii cred că dacă stai la calculator din confortul casei tale, e egal cu zero, că nu faci nimic. Însă îi sfătuiesc pe cei care cred asta să încerce să-și dezvolte o afacere în domeniul IT, să vadă ce înseamnă într-adevăr munca și să nu o mai asocieze doar cu munca fizică. Nu știu de voi, dar mie mi se pare normal ca într-o relație să existe puțină gelozie. Eu evident mă refer acum la ceva insemnificativ, că acum e evident că dacă persoana de lângă nu a oferit niciodată vreun motiv, de ce ar exista această gelozie? Bună, mă numesc Ariana și mi-am prins iubitul în timp ce îmi punea microfoane ascunse în cameră. V-am zis părerea mea legată de gelozie. Ei bine, în relația mea zic eu că nu ar fi trebuit să existe. De ce? Pentru că eu niciodată nu am dat niciun motiv. Eram cu Raul încă din primul an de liceu și de atunci mi-am petrecut timpul doar cu el. Prieteni nu prea aveam și dacă erau, erau tot fete, așa că nu pot spune că stăteam în preajma altor băieți. Și în niciun caz nu eram eu genul să mă uit după alții și să cochetez. Însă Raul a fost de la început gelos și nu oricum, pur și simplu îmi făcea scandal și dacă vorbeam puțin cu băiatul de la magazin. Eu mereu am trecut peste din iubire și am încercat să-i arăt că sunt doar al lui și că nu are de ce să-și facă griji. La un moment dat am fost 2 săptămâni despărțiți, fiindcă el a plecat cu niște colegi într-o vacanță. Ei bine, în acea perioadă s-au întâmplat destul de multe, fiindcă eu am făcut cunoștință cu un băiat. Între mine și el nu s-a întâmplat nimic. Era verișorul cele mai bune prietene, însă Raul a aflat cumva și a venit din vacanță mai repede să mă păzească. Eu mă simțeam extrem de aiurea, fiindcă nu era cazul să fac așa, mai ales că lumea începea să vorbească că eu îl înșel, doar pentru că el spunea asta în stânga și în dreapta, lucru care a ajuns să mă supere destul de rău, fiindcă nu meritam genul ăsta de tratament din partea lui. Așa că am început să avem tot felul de discuții și să ne certăm. La un moment dat, de ziua mea a rămas peste noapte la mine acasă, doar că nu a dormit cu mine în cameră, ci în cea alăturată. Ciudat a fost că l-am găsit cotrobăind în camera mea când am intrat. Inițial am crezut că caută ceva, dar el de fapt a pus un microfon și s-a dus în camera alăturată. Între timp, eu am primit un telefon de la prietena mea să mă felicite și am început să vorbim, inclusiv despre el și despre relația noastră. Hei, la mulți ani! Îmi pare rău că nu am reușit să ajung, dar promit că ne vedem zilele astea și îți fac o surpriză. Ce faci? Cum mai ești? Uite bine, stau puțin liniștită și răspund la mesaje că mi-au scris o grămadă de oameni. Și până acum nu am putut răspunde că era Raul lângă mine, dar s-a pus la somn. Raul? Păi a rămas la tine acasă? V-ați împăcat? Că ultima oară știu că v-aș certa destul de urât din cauza geloziei lui.
Da, a rămas aici peste noapte, dar în camera alăturată. Nu pot spune că ne-am împăcat 100%, eu încă nu știu ce să fac. Simt că mănâncă zilele, adică înțelegeam dacă era o dată pe lună gelos, dar e de dimineață până seara și nu oricum, că am ajuns să ne certăm ca doi nebuni. Nu știu ce să mai fac, mai ales că eu nu i-am dat niciun motiv, niciodată. Te înțeleg perfect și verișorul meu s-a supărat că și-a auzit tot felul de vorbe aiurea, mai ales că el nu a făcut nimic și a primit amenințări indirecte de la Raul, ceea ce nu e ok. Serios? Uite că asta nu știam. Trebuie să fac ceva. Eu nu vreau o relație de genul. Cred că las în pace în seara asta și mâine îi spun că vreau să ne despărțim. A doua zi dimineață, când m-am dus în camera de lângă să vorbesc cu Raul, am văzut că a plecat. Așa pur și simplu, fără să-și ia la revedere și fără să zică nimic. Între timp am încercat să-l mai sun și să-i dau mesaje, fiindcă voiam să vorbesc cu el ca să punem punct odată. Dar nu am primit niciun răspuns. La un moment dat, când m-am apucat să fac cura prin cameră, găsesc o chestie mică, neagră, care evident că nu mi-aparținea. Era un dispozitiv și se afla în locul unde căuta Raul ceva cu o seară în urmă. Eu nu am știut despre ce e vorba și ce este mai exact. Așa că m-am dus la tata și i-am arătat, fiindcă el le avea cu tehnologia. Iar el mi-a zis că e un microfon wireless. Când am auzit, mi-am dat seama că Raul l-a pus în cameră la mine și că a auzit tot ce am vorbit și de aceea a plecat în grabă. Plus că de-aia a vrut să doarmă la mine, să poată auzi ce vorbesc, că era un microfon care prindea pe o rază mică sau ceva de genul. Oricum, totul extrem de bine gândit. Mama a luat o razna când a auzit și mi-a cerut să mă despar de el cât mai repede. Băiatul ăsta e nebun. Te rog să-l lași cât mai repede, că cine știe la ce se va ajunge. Ești o fată deșteaptă și tânără, nu ai nevoie de așa specimene în viața ta. Să nu-l mai prind în casa mea, că e vai de el. Acum o să întorc toată casa cu susul în jos să văd dacă mai pus ceva. Și te rog, sparge cu ciocanul chestia aia, că poate ne mai aude, cine știe. Da, o să sparg. Nu mă așteptam să fie chiar așa. Atâția ani împreună în care i-am dovedit iubirea au fost degeaba pentru el? Oricum, aveam de gând să mă despart de el și înainte să văd microfonul, dar asta a fost prea de tot. Să vedem acum ce fată își va mai găsi, care să-l suporte. Băiatul are probleme grave, ar trebui să se ducă la un psiholog sau ceva, că nu merge așa. Și te rog să stai mai departe de el, nu vreau să rămânesc nici măcar prieteni. Stai calmă, mamă, nu se va întâmpla, că nu știu de ce, dar am o frică față de el. Parcă și eu încep să văd că are niște probleme. Categoric nu e un om normal, dar nu știu ce a declanșat toate astea în el. Până la urmă, Raul m-a confruntat și am reușit să vorbim. Sau să ne certăm ca la ușa cortului, mai bine spus. A început să mă amenințe cu tot felul de prostii și să mă facă de râs la toți. Însă i-am zis că totul între noi s-a terminat. El a plecat nervos, însă calvarul nu s-a încheiat. La două zile distanță văd pe gardul casei mele scris mare cu spray din acela de graffiti un mesaj de la Raul, plin de înjurături, evident. Când părinții mei au văzut, nu au stat pe gânduri și au sunat la poliție. Că până la urmă era vandalist ce făcea el. Până s-a rezolvat tot, am fost și cu mama la părinții lui, încercând să vedem care e problema și cum putem să o rezolvăm. Însă ne-am ales cu jigniri și din partea lor. Și colac peste pupăză, mi-au închis și ușa în nas. Atunci ne-am dat seama că educația și starea lui se trage din familie. Era extrem de influențat de mama lui, care mereu spunea că eu sunt o fată care îl va înșela. Și cumva i-a băgat asta în cap și a ieșit ce a ieșit. Așa mama, așa copil. Sincer, nu am cunoscut-o prea bine pe mama lui, chiar de-ați fost atâta timp iubiți. Adică ne-am văzut de 2-3 ori și mi s-a părut cam antipatică, dar nu mă așteptam să-și învețe propriul copil să facă așa ceva, să nu aibă respect. Păcat, mare păcat. Tu de ce nu mi-ai zis niciodată cum e femeia asta? Păi eu nu prea am băgat-o în seamă. Am văzut de la început că nu mă place și nu am insistat, că doar aveam o relație cu fiul ei, nu cu ea. Dar uite că a ajuns să ne afecteze. Asta este, sper doar să înceteze acum. Poate s-a speriat de poliție și mă lasă în pace. Păi să o facă, că dacă nu va fi vai de el. Mie nu mi-e frică de nimeni și dacă se leagă de fata mea, am grijă de el. Pe cale legală, evident, dar dacă vrea să-și trăiască viața, să stea în banca lui, că dacă nu, îl bag la pușcărie. Hai să nu exagerăm acum, mamă, am fost atâția ani cu el, nu cred că e în stare de ceva mai rău. Dar nu se știe niciodată, deși eu sper să fie ceva de moment și să-i treacă după. Nu m-am mai atacat fizic de atunci, dar am prăștiat informații false la oameni despre mine. Sincer, parcă mai bine stau singură. Cumva am rămas dezamăgită de bărbați. Voi cum ați fi procedat în locul meu? Salut! Mă numesc Luca și vreau să vă povestesc cât de întortocheată e viața mea.
Părinții mei sunt foarte cunoscuți în România și eu m-am îndrăgostit de o fată care îi urăște și pe mine și pe ei, tocmai din cauza poziției lor în lumea mondenă. Părinții mei sunt persoane publice. Amândoi au format o carieră în domeniul ăsta dinainte să mă fi născut eu. Probabil vă gândiți că asta e cea mai tare chestie ever, dar nu e chiar așa. În primul rând, ei aproape niciodată nu au petrecut timp cu mine și dacă au făcut asta, a fost separat, fiindcă mama stătea cu mine cât tata avea concerte și tata stătea cu mine când mama avea emisiuni. Rar avem timp să stăm toți trei împreună și când stăteam trebuia să fie în altă țară, fiindcă noi dacă ieșeam împreună prin România, ne trezeam mereu cu fanii după noi. De exemplu, odată eram liniștiți la o terasă și vin mai multe fete la tata să ceară autograf și poze. Tata bineînțeles că le-a făcut pe plac, însă cu toții ne așteptam că mai apoi să plece. Dar nu a fost așa. Încă puțin și se puneau la masă cu noi și au început să pună tot felul de întrebări și să se poarte de parcă eu cu mama nu eram acolo și ele aveau întâlnire cu tata. Și au mai fost, bineînțeles, și alte faze în care am fost urmăriți și chiar nu era deloc confortabil. Așa că puținul timp pe care îl petreceam împreună, dacă era, era în străinătate. Nu era un stil de viață pe care mi-l doream, însă trebuia să-mi asum asta. Deși vă spun sincer că în casă mereu se vorbea de o posibilă mutare din țară la care eu visam, însă niciodată nu s-a putut. La școală, de exemplu, toți colegii mei mă adorau, însă niciunul nu mi-era prieten pe bune. Cam toți stăteau în jurul meu datorită părinților mei. Și chestia asta, din nou, nu era tocmai confortabilă, fiindcă nu aveam alte subiecte de discuție decât cel din știrile de pe internet, fiindcă erau curioși mereu să afle mai multe despre ai mei. Până și profesorii mă iertau de foarte multe ori și lăsau de la ei, fiindcă știau cine sunt ai mei. Și da, poate păreau binecuvântare și pot părea eu prostuț că nu mă bucur de asemenea avantaje, însă nu e chiar așa. Mie chiar îmi lipsea să am pe cineva real lângă mine, care mă place pentru ce sunt și nu stă pentru că vrea bilete gratis la concertul tatălui meu, înțelegeți? La un moment dat, un coleg mi-ar fi povestit de o fată din clasa de lângă, care nu mă suportă. Eu nu știam de ce, fiindcă nu o cunoșteam personal și mai mult ca sigur, nu i-am făcut nimic. Însă atunci am aflat că ea e diferită și asta mi-a stârnit curiozitatea maxim. O cheamă Oana, am auzit de la sora mea că nu te suportă, ci că mereu te vorbește de rău și spune că ești un arogant și că nu îți știi de lungul nasului. Dar mă rog, nu trebuie să o bagi în seamă, e dusă rău fata. Stai așa că nu înțeleg, eu nici măcar nu o cunosc și categoric nici ea pe mine. De ce ar vorbi așa? Adică dacă eu nu cunosc personal o persoană, nu mi-aș permite să o judec. Și totuși nu înțeleg care ar fi motivul. Așa e, mare dreptate ai. Din câte am înțeles, nu te suportă, fiindcă părinții tăi fiind vedete, te crezi și tu una. Și că profesorii îți dau ție note mai bune și se comportă mai frumos cu tine din cauza asta. Și consideră că nu e corect. Dar ți-am zis, așa sunt unii. Urlă invidia în ei că dacă ar fi fost în locul tău, ar fi fost fericiți. E, nu e chiar așa. Adică depinde foarte mult și ce tip de persoană ești. Dacă nu ai nicio problemă să ai persoane false în jurul tău și dacă nu ești fixat pe chestii corecte, da, s-ar putea să-ți placă. Dar în cazul meu e altfel. E așa cum spune și ea. Nu-mi place deloc să fiu tratată diferit din cauza părinților mei. Că până la urmă, cariera aia e a lor, nu a mea. Da, dar vezi? Ea judecă fără să știi și tu gândești asta. Deci tot face o mare greșeală. În fine, nu cred că are rost să-ți bați capul cu o fată așa. Las-o acolo, în lumea ei. Cumva fata asta mi-a stârnit curiozitatea. Știu că mulți oameni ar fi ofensați, însă la mine nu a fost deloc așa. Într-un fel, chiar asta m-a atras la ea. Faptul că nu voia să mă cunoască sau că nu mă plăcea doar de dragul alor mei. Chiar conta și conta destul de mult. Așa că am încercat să fac cunoștință cu ea. Bineînțeles că a fost din prima clipă inabordabilă. S-a uitat la mine de sus până jos, de parcă aveam râie sau ceva. Și chiar nu și-a schimbat deloc atitudinea față de ce știam eu. Și chiar am apreciat asta, pentru că dacă se comporta diferit, atunci îmi dădeam seama că ceva e putred la mijloc. La început nu am reușit să leg nimic cu ea, nici măcar câteva cuvinte. Și nu știu cum am mers într-o zi acasă și stând la masă, am început să vorbesc cu tata despre ea și i-am spus și numele de familie. Atunci tata a început să se gândească și să pună totul cap la cap. Și și-a dat seama că și ea era fiica unui om mult mai cunoscut ca părinții mei. Doar că nimeni nu știa asta, se pare. Eu am rămas șocat să aud și mi-am pus o grămadă de întrebări. Păi și cum de nimeni nu știe că el este tatăl ei? La mine toți știu și nu fiindcă le-am zis eu. Dar, na, pur și simplu, numele de familie, faptul că ați venit la ședințe, chestii de genul. Da, dar poate au avut grijă. Și faptul că poartă același nume de familie nu e o chestie suspectă. Poate spune că e o coincidență sau ceva. Acum depinde foarte mult, că dacă nu îți dorești să fii cunoscut, reușești. Probabil tatăl ei nu a mers niciodată la școală și așa reușesc să nu se asocieze.
Fiecare cum crede de cuvință acum. Cât de tare! Știu că e ciudat ce spun, dar e mult mai mișto cum e ea. Adică duce o viață normală având prieteni normali. Nu ca mine care am în jurul meu doar oameni care vor ceva de la părinții mei. Poate am uitat să zic, dar ieri venise un coleg la mine să-mi ceară un bilet la concert. Părea cel mai bun prieten al meu, deși noi nu am avut niciodată contact. De înțeleg, perfect. Dar mulțumește-te cu ce ai, că acum fie vorba între noi, ai mai scăpat tu din multe, doar fiindcă ești fiul nostru. Deci nu te mai plânge atât, ok? Tata avea dreptate în felul lui, dar sunt puține avantaje față de câte dezavantaje sunt. Deși până nu trăiești asta, nu îți dai seama. Eu am mers a doua zi la Oana să vorbesc cu ea despre asta și să-i spun că știu cine e. Iar ea a reacționat destul de urât. Îmi repeta în continuu să nu spun nimănui și era extrem de agresivă cu mine, în tonalitate, bineînțeles. Eu am încercat să o calmez, însă a fost în zadar. Culmea era că, deși ea se comporta așa cu mine, exact chestia asta mă atrăgea la ea. Știu, vei spune că sunt nebun, dar ăsta e adevărul. Timp de câteva săptămâni am tot dat târcoale și am vrut să-i fiu aproape. Însă au început să apară niște zvonuri destul de urâte prin școală despre părinții mei. Zvonuri venite chiar de la Oana, care nu era persoana care eu credeam că este. Și târziu mi-am dat seama că e o fată rea. A început să zică peste tot că părinții tăi divorțează, că tatăl tău o înșeală pe mama ta și tot felul de chestii de genul. Habar n-am de unde le-a scos. A zis că a văzut asta într-o emisiune sau ceva. Poftim? Ce prostii scoate pe gură? Ai mei sunt bine mersi, nu se întâmplă nimic. Nu-i niciun zvon, nici măcar o bârfă falsă despre așa ceva. Ce are fata asta, e nebună? Eu am crezut că e de treabă și că e la locul ei, dar m-am înșelat total. De acum trebuie să am grijă de cine mă apropii, că văd că iese urât. Da, păi eu ți-am zis că are ceva cu tine și că nu te place. Dar lasă-o în pace. Doar că e nasol să vorbească așa toată școala de tine și de familia ta. Chiar nu aș vrea să fiu în pielea ta. Eu aș fi putut să spun niște lucruri despre ea, dar m-am abținut. Poate credeți că mă plâng aiurea, dar nu e ușor să ai părinți persoane publice. Doar un zvon spus de o persoană răutăcioasă poate să strice totul. Și nu doar asta. Bună, mă numesc Ioana. Cel mai urât mi se pare atunci când o relație se încheie. De ce nu poate rămâne totul ok și unii continuă să-ți facă probleme? Fostul meu iubit mi-a spart parola și am împrăștea conversațiile și pozele mele intime peste tot. Evident că am ajuns la poliție. Așa ceva nu se face. Eu am avut primul iubit la 15 ani și am fost cu el 3 ani de zile. O relație destul de lungă, zic eu. Însă nu s-a terminat așa cum eu mă așteptam. Eu am făcut primul pas în această despărțire, să-i spun așa. Asta fiindcă simțeam că Octavian nu mai avea aceleași sentimente pentru mine. Îl vedeam des cu ochii pe altele. Așa că în prima fază i-am zis să luăm o pauză. După care a venit și decizia finală și ne-am despărțit. A fost dureros și pentru mine, pentru că eram obișnuită cu el și a fost prima mea iubire. Dar ușor-ușor am trecut peste și chiar credeam că și el o va face. Însă au început să se întâmple tot felul de lucruri. La doar câteva zile de la despărțire a început să se afișeze prin fața mea cu tot felul de fete. Frecventam aceleași locuri și aveam prieteni comuni, așa că nu puteam să rup orice legătură cu el. Și a trebuit să înghit toate prostiile. Timp de 2 luni mi-a făcut tot felul de faze, de la suna și insista să ne împăcăm până l-a înjurat. La un moment dat s-a făcut liniște și chiar credeam că a uitat și s-a liniștit. Între timp eu am început să ies cu altcineva, un băiat de la noul meu loc de muncă. Îl chema Petru și era total opusul lui Octavian. Era un băiat timid, bun și înțelegător și relația noastră era total diferită. De exemplu, cu Octavian mă certam zi de zi, din orice motiv pueril. Pe când cu Petru, totul era lapte și miere. Ei bine, totul părea minunat. Octavian nu se mai băga în viața mea, sau cel puțin așa părea. Până când într-o zi când am intrat pe Facebook, mi-am dat seama că mi-a fost spart contul. Pur și simplu mi-a fost schimbată parola și șters totul. Nu mă stresam foarte mult pentru contul de Facebook, că erau câteva poze acolo, neimportante. Însă erau multe conversații intime și poze private și nu știam pe mâna cui a ajuns. Eu îl bănuiam pe Octavian, fiindcă el avea ceva habar de parola mea, însă nu eram atât de sigură. Până când o prietenă m-a sunat și mi-a spus că cineva împrăștia niște conversații private de ale mele la toți cunoscuții. Auzi, am primit azi mesaj de la un cont fake de Facebook, niște conversații care aparent îți aparțin. Și mi-a scris că în următoarele zile voi primi și altele, chiar și poze cu tine, ceva mai private. De unde le are? Ce s-a întâmplat? Sunt fake sau ceva?
Sunt conversații între tine și noul tău iubit. Îți trimit acum ca să vezi. Nu te cred, sunt sigură că e Octavian. Altcineva nu avea cine. Mi-a spart careva contul de Facebook și se pare că acum parte pe la prieteni toate conversațiile mele. Nu știu ce să fac. O să încerc să-l sun să văd care e problema. De ceva timp nu am mai vorbit și am crezut că a terminat cu asta, că și-a văzut de viața lui. Dar văd că continuă să o strice pe-a mea și deja a ajuns prea departe. Dar e sigură că e el? De fapt, dacă stau să mă gândesc, l-am mai auzit vorbind despre tine și e extrem de frustrat. Mai ales acum că ai o nouă relație. Probabil o faci intenționat să vă despartă, că astfel de chestii cauzează probleme în cuplu, mai ales când intervine fostul. Sper să rezolvi. Și eu sper, dar mai am nevoie de niște dovezi că este el. Că dacă se ajunge la mai rău, eu mă duc la poliție. Nu permit așa ceva. Oricum e o infracțiune ce a făcut el. În orice caz, nu avea cine altcineva să o facă. Și știi ce e aiurea? Că eu îl iubeam, dar m-am despărțit de el fiindcă umbla cu altele. Și acum face asta? Pe bune? Prietenii mei mă tot sunau, îmi trimiteau ce primeau. Era haos, mai ales că erau conversații pe care eu și noul meu iubit le-am avut. Și vă dați seama că erau mai intime, mai altfel. Mai erau și bârfe acolo ca la orice om. Și mă trezeam cu unii care îmi cereau socoteală pentru ce am zis. Dintr-o dată m-am trezit în mijlocul unui scandal, fără ca măcar să vreau. Și nu știam cum să dovedesc că cel care le trimite e Octavian, pentru că își făcea tot felul de conturi fake, iar la telefon nu mai răspundea. Prietena mea l-a prins odată și i-a cerut explicații, iar el a râs ironic zicând că nu știe nimic, dar se bucură, fiindcă asta merit. Iar la o zi distanță, toți au primit poze cu mine, poze pe care doar iubitului meu îi le trimiteam. Familia mea încă nu aflase, însă mi-era atât de frică pentru că părinții mei erau oameni extrem de religioși. Și vă dați seama, să vadă ce vorbește fiica lor pe internet cu iubitul, clar nu era ceva bun. Însă la urechile unor vecini a ajuns și am cam fost amenințată de o doamnă nu prea drăguță că îi va spune tot mamei mele. Auzi, domnișorică, fiica mea mi-a zis că are niște conversații și poze cu tine. Am înțeles că ai făcut niște prostii și acum tot orașul știe. Păi e frumos, draga mea, părinții tăi știu ce faci tu? Când am văzut am rămas șocată, că eu te credeam fată cu minte. Îmi pare atât de rău de părinții tăi. Vai de ei ce necăjiți vor fi când vor auzi că tot orașul știe pe fica lor. Dar nu e vina mea, mi s-a spart contul și cineva rău intenționat a făcut asta. Știu că e urât, dar acum fiecare om are conversații intime. Haideți vă rog să nu judecăm, că mai mult ca sigur și fica dumneavoastră are. Poftim? Îndrăznesc să spui ceva de fica mea? Ea e o sfântă, nu o fătucă ca tine care trimite poze indecente unui bărbat pe Facebook. Lasă că te spun eu alor tăi, că deja văd că întreci orice limită și merită să știe. Vă rog frumos încetați cu asta. Nu vreau ca părinții mei să fie implicați în așa ceva. Nu văd care e problema dumneavoastră. De ce ați vrea să le faceți inimă rea? Pentru ce? Femeia evident că nu s-a abținut și a făcut-o. De ce? Nu știu. Probabil din răutate. Când mama a aflat, i s-a făcut rău și a leșinat, fără nicio glumă. Când am văzut-o așa, am simțit că mor și toți nervii mei s-au dus către Octavian. Tot ce voiam era să plătească pentru tot. La câteva zile distanță a trimis și mai multe chestii. Petru s-a despărțit de mine pentru că se simțea iurea în situația asta și părinții mei erau la pământ. Așa că nu am mai stat pe gânduri și am mers direct la poliție să îl reclam pe Octavian. Nimeni nu m-a susținut, însă am vrut cu toată ambiția mea să-l pun la punct și am reușit. După o perioadă de căutări și dovezi, Octavian a ajuns să plătească pentru tot ce mi-a făcut. Și știți ce e cel mai ciudat? Că toată lumea mă acuză acum pe mine pentru faptul că el are probleme cu legea. E aiurea că acum tot eu sunt acuzată. Ce Dumnezeu, tu nu ai conversații intime cu iubitul tău? Tu nu bârfești cu prietenii? Toți o facem. De ce ai văzut atât de rău chestia asta? Și culmea e că acum tot eu sunt aiurea. Sunt și o stricată și o pârâcioasă în ochii lor. Eu doar l-am învățat o lecție, i-am dat ceea ce merita. Așa este, dar vezi tu, în majoritatea cazurilor, băieții nu au nicio vină și doar fetele sunt vinovate. Așa gândesc oamenii, nu au evoluat. Într-o relație doar fata greșește. Dacă el s-a trimis poze cu el aiurea, nu e nicio problemă. Dar dacă tu i-ai trimis, ești o fată de aruncat. Nu ai ce face.
Da, dar măcar mă bucur că Octavian și-a primit lecția. Și poate și alți băieți care voiau să ia exemplu. L-am iubit mult, dar am ajuns să-l urăsc pentru tot ce a făcut. M-a lăsat fără prieteni, fără iubit, iar părinții mei de-abia mai vorbesc cu mine. Pentru ce? Că dacă el mă iubea, noi doi nu ne despărțeam. Vina a fost a lui. Aveți mare grijă în cine aveți încredere și sfatul meu este să ștergeți mereu conversațiile de pe orice site de socializare. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Salut! Numele meu este Sebastian și dacă nu ai văzut partea întâi a acestui videoclip, să te uiți neapărat înainte să continui partea a doua. Cum am zis, după acea ceartă cu tatăl meu, am rămas inconștient, deoarece am dat destul de puternic cu capul de masă. Nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Știu doar că m-am trezit pe patul de spital. Acum nu vă gândiți că m-am trezit după 20 de ani, cum sunt în poveștile alea extraordinare. M-am trezit la câteva ore distanță. Însă nu știu de ce, speram ca atitudinea părinților mei să fie diferită. Speram să fie speriați, dar totuși să-mi fie alături și să le simt dragostea. Dar nu, nu a fost deloc așa. Deși medicul a zis că putea fi ceva extrem de grav și am avut mare noroc că nu am atins niciun punct sensibil, tatăl meu a crezut că tot ce s-a întâmplat a fost un show ca eu să dramatizez puțin. Fix astea au fost cuvintele lui. Mama o ținea una și bună că, vezi, Doamne, mi-a trebuit magazinul și de asta se întâmplă tot felul de nenorociri. După ce am revenit acasă, m-am simțit foarte dezamăgit de familia mea și am decis să pun capăt la tot. Am închis magazinul, am muncit ceva ca să plătesc datoriile altora și mi-am făcut frumos valizele și am plecat în lume. Mai exact, am plecat în capitală, că sincer vorbind nu aveam niciun ban, eram sărac, lipit și fără niciun plan. Când eu am plecat, nu era nimeni acasă. N-am vrut să dau ochii cu părinții mei pentru că știam că o să facă scandal și nu o să mă lase și nici nu avea sens. Chestia asta m-a dezamăgit cel mai tare la ei. Faptul că niciodată nu au avut încredere în deciziile mele și nu m-au lăsat să-mi iau propria decizie, nici măcar atunci când am devenit major. Evident că nu am plecat așa de nebun fără să le zic unde și să mă dea dispărut. Le-am lăsat un bilet și le-am zis exact ce și cum. Nici nu am ajuns bine că, evident, tata m-a sunat și a început să spună tot ce are pe suflet. Și categoric nu a fost ceva frumos. Tu așa pleci de acasă? Ca și când casa asta ar fi un hotel amărât? Nu ai avut curajul să dai ochii cu mine și cu mama ta? Cu oamenii care te-au crescut de când ai venit pe lume? Niciodată n-am crezut că o să spun asta, dar sunt atât de dezamăgit încât mi-aș fi dorit din suflet să nu te fi conceput. Un copil mai ingrat ca tine nu am văzut niciodată. De ce nu ai putut fi ca verișorii tăi sau ca colegii tăi care își fac părinții mândri? Mulțumesc, tată, pentru cuvintele frumoase. Nici nu mă așteptam la ceva mai mult din partea ta. Nu e vorba că nu am vrut să dau ochii cu tine și cu mama, dar știam că nu mă veți înțelege și am vrut să evit un scandal. Atâta tot. Aveam nevoie să plec mai repede și mi-am propus să nu mai stau o zi la spital, dacă înțelegi ce vreau să spun. În fine, știți unde sunt și știți că sunt bine, deci ne mai auzim atunci când vreți voi. Ce să mai vorbim? Noi nu mai avem nimic de vorbit și sunt sigur că nici mama ta nu vrea să mai audă de tine, pentru că suntem dezamăgiți cum n-am crezut că o să fim vreodată. De acum ești liber să faci ce vrei și să trăiești viața așa cum vrei, deși noi suntem siguri că o să ajungi în ultimul hal. Adevărul e că mereu ai avut stofă de vagabond, dar am crezut totuși că putem face din tine om. Ferească sfântul ce mi-au urechile. N-am crezut niciodată că proprii mei părinți sunt în stare să vorbească așa de mine. De ce sunt vagabond? Pentru că am plecat de acasă? Pentru că am plecat dintr-un mediu în care mă simțeam nasol și nu am vrut să mai fiu sub controlul vostru? Dacă din acest motiv, atunci da, sunt ce vreți voi să fiu. Mă rog, eu nu am de gând să țin ură în mine, așa că dacă vreți să mă căutați, eu sunt aici și sunt oricând disponibil. Bineînțeles că părinții mei nu m-au mai căutat. Dar am încercat eu să-i mai sun o dată sau de două ori, dar mai mult ca sigur mi-au băgat numărul la bloc, deoarece mereu suna ocupat. Eu am încercat să mă pun pe picioarele mele. M-am angajat și, deși era greu, nu puteam să nu mă gândesc că vreau să fac mai mult și să am ceva al meu. Așa că mi-am riscat toți banii și am investit. Asta după ce m-am informat foarte mult, bineînțeles. Știți că era nebunia asta cu cripto acum ceva timp. Evident că și acum este, dar ținând cont că piața e la pământ, lumea nu mai e atât de entuziasmată. Dar acum câțiva ani, când am intrat eu în lumea asta, toată lumea vorbea despre treaba asta și după ce veneam de la muncă, stăteam cu nopțile și mă informam în detaliu despre orice. Chiar voiam să văd și chiar credeam că ăsta va fi viitorul, mai exact viitorul meu. Mi-am investit toți banii strânși în câteva luni și spre surprinderea mea am reușit să-i dublez. Nu știu dacă a fost norocul începătorului sau chiar m-am informat atât de bine încât le-am știut pe toate,
dar mă motiva foarte mult să continui. Și bine am făcut, pentru că am ajuns să renunț și la locul meu de muncă, pentru că câștigam de 20 de ori mai bine decât unde lucram eu. Nu pot să mint și să zic că am reușit singur să ajung în punctul în care să câștig atât de mult. Am avut un prieten care m-a ajutat extraordinar de mult și el știind multe din domeniul ăsta, mi-a fost de mare ajutor fiindu-mi aproape. La un moment dat, relația cu el se răcise pentru că aveam o iubită pe nume Corina, care pur și simplu mi-a mâncat toți banii, doar că atunci eu nu-mi dădeam seama și în loc să încerc să evoluez și să investesc așa cum trebuia, eu aruncam banii pe rujuri, masaje și tot ce își dorea ea, ca mai apoi tot eu să fiu ăla înșelat. Eu nu sunt deloc de acord cu ceea ce faci. Te-am ajutat să ajungi în punctul ăsta și am pretenții de la tine să evoluezi. Nu înțeleg de ce acum când îți merge cel mai bine, alegi să dai cu piciorul. Tu nu ziceai că vrei să le demonstrezi părinților tăi că ești cel mai bun și că s-au înșelat în privința ta? Păi tu ce faci acum? În loc să investești ca să triplezi sumele, tu alegi să arunci banii pe tot felul de prostii? Nu ești încă bogat. De fapt, nici măcar nu-ți permiți vreun apartament sau ceva. Deci nu e cazul să arunci cu banii în stânga și în dreapta. Da, știu ce spui și îți mulțumesc din suflet că încerci să faci tot ce e posibil pentru binele meu. Dar o iubesc pe Corina. Și na, știi cum sunt fetele. Își doresc tot felul de lucruri și când le duci la cumpărător nu le mai poți opri. Și ce pot să fac eu acum? Să-i zic nu? Mi-este chiar jenă să fac asta. La urma urmei banii se fac, dar momentele astea petrecute în doi trec rapid. Am și eu iubită și în niciun caz nu gândește așa. Din contră, mă susține și știe cât de important e pentru mine să ajung să am o libertate financiară. Și tocmai de aceea trebuie să facem niște compromisuri ca să ajungem în punctul ăla. Și știi foarte bine treaba asta. Dacă noi continuăm să avem o viață de genul, nu o să reușim niciodată. Mai ales că acum e punctul crucial în care trebuie să investim și până și 100 de lei pe care tu îi dai pe un fond de ten contează. Știu foarte bine ce spui. O să văd ce o să vorbesc cu Corina și poate reușește și ea să mă înțeleagă și să nu mai îmi ceară mereu și mereu. Că asta e problema, faptul că eu nu pot nici cum să refuz. Bineînțeles că Corina nu mă înțelegea și eu nu am putut să refuz. Așa că am continuat să-i dau ei bani și să nu mă mai ocup de treburile mele. Și nu doar că nu am investit, am încetat să mai fiu atent și am încetat să mai fiu la curent cu toate noutățile și chestia asta, ei bine, mi-a adus pierderi enorme. Nici cu Corina nu am avut noroc, pentru că am prins-o cu altul și uite așa m-am întors de unde am plecat. Înșelat, dezamăgit și din nou sărac. Și nu am mai avut norocul să mai revin. Prietenul respectiv a refuzat să mă mai ajute pentru că evident că și el a fost dezamăgit de mine și nu a mai avut încredere. Nu știu cum e la voi, dar eu am observat că de fiecare dată când am încercat să fiu bun și să ofer altora, am fost folosit și dezamăgit. Acum mi-am dat seama că trebuie să trag pentru mine și deși continui să ajut, pentru că așa sunt eu ca și om, o fac doar pentru oamenii care într-adevăr au nevoie. Mă duc la adăpostul de animale, mă duc la case de bătrâni, donez acolo unde pot și cât pot. Dar în niciun caz nu-i mai ajut pe cei apropiați care mai apoi îmi dau un picior pe la spate. Bună! Mă numesc Ecaterina și vreau să vă povestesc cum am descoperit eu că mama mea mă urmărește printr-un GPS plasat în ghiozdanul meu. Știu că sună cât se poate de ciudată treaba asta, însă mama mereu a fost o persoană paranoică și niciodată nu a avut încredere în mine, mai ales atunci când am intrat la liceu și am început să ies și eu cu băieții. În fine, rămâneți până la final să aflați ce s-a întâmplat și cum a prins ea pe mine și eu pe ea. Cum am spus, mama mereu a fost o femeie paranoică, sau cel puțin așa am cunoscut-o eu, pentru că ea spunea mereu că înainte nu era așa, dar după ce tatăl meu a înșelat-o, a început să fie cu ochii pe orice persoană din jurul ei. Ei bine, eu eram ținută cel mai din scurt și asta pentru că frica ei cea mai mare era să mă combin cu vreun băiat rău și să-i trântez vreun copil. Habar nu aveam de ce gândea așa, însă mereu îmi repeta asta și mi-am dat seama că e cea mai mare problema ei, deși din punctul meu de vedere trebuia să aibă încredere în mine și în felul în care m-a crescut. La un moment dat, după ce am intrat la liceu, am observat că paranoia ei se intensifică. Dacă întârziam puțin acasă pentru că ne ținea mai mult la școală sau pur și simplu mergeam mai încet pe drum, se enerva
și îmi scotea ochii și m-a acuzat de fel și fel de chestii. Am încercat să vorbesc de fiecare dată cu ea și să-i spun că nu e normal și că lucrul ăsta nu ne ajută deloc pe niciuna dintre noi. Însă simțeam că vorbesc singură, fiindcă mama o susținea una și bună pe a ei, că ea îmi vrea doar binele și atât. Ideea e că la un moment dat am început să dau de mama peste tot. Dacă ieșeam cumva cu o prietenă la un suc după școală, mama era pe acolo, deși eu nu anunțasem înainte că merg în acel loc și nici ea nu avea treabă în zona aia. Faza e că prima oară am considerat-o ca pe o coincidență, a doua oară la fel, dar treaba asta continua și continua la nesfârșit. Ba chiar odată am prins-o după un copac cum mă urmărea, adică cât de ciudat putea să fie? Spune și voi, eu nu fac nimic greșit și știu sigur treaba asta, însă aveam nevoie și eu de intimitate și de puțin spațiu din partea ei, pentru că e absolut normal ca la adolescență să-ți dorești mai multă libertate. Însă cum mama nu înțelegea, am început să fac lucruri pe la spatele ei, dar în mod ciudat le afla și nu-mi dădeam seama cum. Ciudat e că îmi făceam tot felul de filme în cap, dar niciodată nu m-am gândit la ceea ce se întâmpla cu adevărat. Însă într-o zi m-am dus acasă la o prietenă ca să lucrăm la un proiect împreună și cotrobăind eu după un pic în ghiozdanul meu, am găsit un ceas. Nu mai văzusem niciodată și nu-mi dădeam seama ce caut în ghiozdanul meu. Faza e că eu aveam un buzunar secret și la ăla nu umblam niciodată. Era cumva foarte bine ascuns. Ei bine, căutând eu pe internet despre ceasul ăla, fiindcă era smart, am aflat că are o funcție de urmărire. Un fel de GPS sau ceva. Și atunci mi-am dat seama de ce mama e mereu în locurile în care și eu eram, pentru că mă urmărea printr-un GPS. Și eu și prietena mea am rămas fără cuvinte. Pur și simplu nu venea să cred că mama e în stare să ducă totul atât de departe. Păi și ce ai de gând să faci acum? Ai de gând să-i spui că l-ai găsit sau să-i faci vreo manevră? Faza e că mie încă nu vine să cred că e în stare de așa ceva. Eu aș nebuni dacă mama mea ar face asta. Și nu e vorba că fac eu vreo prostie sau ceva, dar pur și simplu nu are încredere în mine. Cred că asta m-ar dezamăgi cel mai mult. Înțeleg astfel de mecanisme pentru copii de până în 10 ani, ca să știu unde sunt. Dar nu pentru adolescenți care totuși încep să-și facă viața lor și au nevoie de intimitate și spațiu. Știu, faza e că mama mereu a fost o femeie foarte paranoică și m-a omorât cu lucrurile astea. De când mă știu, bănuia tot felul de chestii și îmi băga pe gât chestii pe care nici măcar nu le făceam. Dar nici eu nu m-aș fi așteptat vreodată la treaba asta. Eu observam că mereu este în zona în care sunt și eu, dar nu-mi dădeam seama de ce. Credeam că e o coincidență, dar în niciun caz nu m-am gândit vreodată că mă urmărește. Acum încep să fiu și eu paranoică și să mă întreb dacă mai sunt astfel de dispozitive pe undeva. Poate am camere de filmat sau microfoane în propriul meu dormitor. Îți dai seama ce a putut să facă? Da, adică, din punctul meu de vedere, nu a făcut decât să te facă pe tine să-ți pierzi încrederea în ea. Nu mai bine era să-ți ofere libertate și să-ți fie o prietenă bună, iar tu apoi îi spuneai absolut tot ce aveai pe suflet. Adică așa fac eu cu mama. Ea îmi oferă mie toată libertatea de care am nevoie, iar eu dacă am o problemă îi spun imediat, pentru că știu că mă va înțelege. Dar așa cum a făcut mama ta, te face doar să faci totul pe dos. Exact, asta e problema, că eu mi-aș fi dorit să pot vorbi orice cu mama, chiar și lucrurile mai intime, pentru că ar fi singura persoană în care aș avea încredere. Însă pur și simplu nu pot. Simt că orice aș spune mă va judeca și am ajuns să simt nevoia doar să ascund lucrurile de ea, oricât de mărunte ar părea. Eram foarte dezamăgită de ceea ce mama făcuse, însă nu știam dacă să merg să-i spun sau să fac lucrurile altfel. Și până la urmă mi-am dat seama că trebuie să joc exact cum a jucat și ea. Eu aveam zile când nu aveam chef de școală și mai chiuleam pentru că nu erau ore foarte importante sau poate aveam un test la care nu învățasem foarte bine și decât să iau nota 2 mai bine plecam de la ora respectivă. Și ca să nu afle mama, lăsam acel ceas în banca școlii. Iar eu plecam liniștită. Așa mama era convinsă 100% că eu sunt la școală. O bună perioadă de timp a mers faza asta. Mama nu mai avea nicio treabă cu mine și toată lumea era fericită. Însă la un moment dat, mama era la muncă și mi-a zis clar să rămân acasă. Iar eu aveam o întâlnire și voiam să ies cu un băiat. Și m-am gândit că cel mai bine era să las ceasul acasă, iar ea de la muncă mă va urmări și va ști că sunt la locul potrivit. Doar că eu aveam evident să merg la acea întâlnire. Părea a fi planul perfect, dar în drum spre întâlnire am dat de mama, care a fost șocată să vadă că nu sunt acasă. Și cum nu a mai putut să-și ascundă emoțiile, s-a dat singură de gol în legătură cu GPS-ul. În acel moment s-a iscat un mega scandal, pentru că eu îi reproșam mamei mele că mă urmărea cu acel GPS, iar ea îmi reproșa mie că mint că sunt acasă și că eu umblu hai hui și că e normal să nu aibă încredere în mine.
de ce să mă acuzi pe mine. Eu doar am vrut să te protejez. Sunt mama ta și sunt în stare să fac absolut orice pentru tine. Nu pot să am încredere într-o adolescentă care mai mult ca sigur mă minte. Și uite cum mi-ai dovedit asta. Trebuia să fac ceva. Și un prieten mi-a dat ideea asta cu ceasul. Eu nu văd nimic grav în treaba asta. Din contră, ar trebui să apreciez că-mi pasă de tine și că nu sunt ca ceilalți părinți care își lasă copii să umble hai-hui pe unde vor ei. Înțelegi odată că nu e vorba de treaba asta. Eu apreciez faptul că ție-ți pasă de mine și că-ți faci griji pentru mine, dar am nevoie de libertate. Eu cu mare drag ți-aș zice absolut orice dacă știu că nu mă critici. Și eu chiar îmi doresc să te văd precum o prietenă, dar mereu refuz treaba asta. Nu câștigi nimic dacă mă urmărești la fiecare pas. Până la urmă o să ajung să plec de acasă și aia e, nu mai e ce să faci. Amintește-ți cum erai și tu atunci când erai tânără și aveai nevoie de libertate. Am sperat că discutând cu ea și explicându-i pe un ton calm de ce am eu nevoie și de ce nu, va înțelege. Dar nu a fost deloc așa, pur și simplu mama o ținea pe ei și voia să mă oblige să port acel ceas. Ce pot să spun? Următorii ani au fost grei și cu prima ocazie am plecat cât am văzut cu ochii la facultate. Cât mai departe. Știu că e greu, dar aveți încredere în copiii voștri. Aveți încredere că i-ați crescut bine, fiindcă voi ca și părinți, dacă continuați să-i țineți într-o cușcă, nu cred că veți rezolva nimic. Din contră. Nici nu vreți să știți ce a fost în sufletul meu când pe internet au ajuns poze cu mama mea dezbrăcată. Și cel mai rău a fost să conștientizez faptul că am avut și partea mea de vină în toată această întâmplare. Bună, mă numesc Maya și din cauza mea, oarecum, au ajuns poze cu mama pe internet. Poze de ochiate și bineînțeles că toată lumea din jurul meu a aflat și a văzut. Noi suntem o familie normală, fericită și cred eu că avem principii sănătoase. Bunicii mei sunt foarte credincioși și la fel sunt și părinții mei și mereu au avut grijă să-mi implementeze mie niște lucruri importante pentru ei. Mama, de exemplu, niciodată nu m-a lăsat să mă îmbrac sumar. Pentru ea nu era ok ca o fată tânără să-și pună totul la vedere. Aici chiar nu contează dacă sunt de acord sau nu cu ea. Eu vă explic micile reguli care existau la noi în familie, ca mai apoi să înțelegeți de unde a provenit toată drama. Eu aveam o verișoară, singura mea verișoară, cu care mă înțelegeam extrem de bine. Doar că ea nu era din același oraș ca și mine. De ziua mea, părinții mei au vrut să-mi fac o surpriză și au adus-o pe verișoara mea la mine. Era și vacanța de vară și cumva nu m-am intersectat prea bine cu prietenii și colegii mei ca să-mi țin ziua de naștere. Verișoara mea a venit și am observat o schimbare la ea. Oricum nu mai văzusem de ceva timp și vă dați seama că oamenii se schimbă. Observasem de la început că este mai rebelă, mai neascultătoare, mai răutăcioasă pe alocuri. Însă am ales să nu bag treaba asta în seamă și să mă bucur de prezența ei. Țin minte și acum că era sâmbătă seară. Și părinții mei au plecat la o cină împreună, iar pe mine m-au lăsat acasă cu verișoara mea. Noi ne-am uitat la un film și la un moment dat ne-am plictisit și am început să cotrobăim prin casă. Voiam eu să-i arăt niște poze cu noi de când eram mici și am căutat printre lucrurile părinților mei. Am găsit o cutie în care era un CD mai vechi. Știu că acum nu prea se mai folosesc CD-uri, însă am avut noroc cu faptul că tatăl meu încă avea laptopul lui vechi. Și l-am putut proba. Chiar nu știam ce e pe el și nu știu de ce eram atât de curioasă. El era semnat doar cu o inimioară și scria că e pentru tata. Așa că m-am gândit eu că probabil sunt poze cu părinții mei de când erau tineri sau ceva de genul. Când am aflat ce era pe acel CD, am rămas amândouă cu gura căscată. Pur și simplu, era un folder plin cu poze cu mama dezbrăcată. Și când zic dezbrăcată, mă refer pe bune. Erau și unele în lejerie intimă, dar na, majoritatea erau într-un anume fel. Eu am rămas șocată. Verișoara mea a început să râdă și amândouă ne-am dat seama că acela a fost un cadou de la mama pentru tata. Eu nu puteam să realizez cum de mama a făcut așa ceva. Și nu pentru că sunt eu încuiată la minte sau ceva, ci pentru că o cunoșteam pe mama și ea mereu mă ținea din scurt când venea vorba de lucruri de genul. Adică vă dați seama că pe mine nici nu mă lăsa să ies afară cu spatele gol, pentru că îmi spunea în continuu că sunt prea despuiată. Iar ea a făcut poze de genul. Problema nu era neapărat că eu am văzut acele poze. Problema era că și verișoara mea le văzuse. Și bineînțeles că m-am gândit să nu care cumva să vorbească despre asta. Nu mă așteptam la asta din partea mamei tale.
Adică de când o știu eu, ea e o bună creștină și mereu te-a certat pe tine pentru modul în care te afișezi și a avut grijă să nu care cumva să exagerezi. Chiar și pe mine m-a certat zilele trecute și mi-a atras atenția că, vezi, Doamne, purtam o roche prea scurtă. Și ia uite ce face ea. Înțeleg că a fost pentru tatăl tău, dar nu prea se pupă cu ce vrea ea să ne implementeze. Uite, de exemplu, mama nu e atât de strictă, nici pe departe atât de strictă, de fapt, când vine vorba de îmbrăcăminte. Și nu cred că vreodată a făcut ea o astfel de ședință. Îți dai seama că dacă acest CD intră pe mâna cuiva, vai și amar. Nici eu nu m-am așteptat la asta, tocmai pentru că o cunosc pe mama și știu cât de exigentă e când vine vorba de lucruri de genul. Mai ales că le critică pe femeile astea care se pozează așa. Dar asta e, a făcut treaba asta în tinerețe și probabil are acum o altă gândire. Chiar nu e treaba noastră. Ce vreau eu să te rog e să nu spui nimănui, nici măcar mamei tale. Adică îți dai seama că dacă ar mai afla cineva, s-ar uita toți ciudat la mama și ar judeca-o. Știi și tu cum sunt oamenii din familia noastră, mai ales bunicii. Așa că te rog eu să rămână între noi. Îmi poți promite treaba asta? Da, n-ai treabă, ce-am văzut aici rămâne între noi. Știi foarte bine că nu sunt eu genul de persoană care să divulge secretele altora. Din contră, le respect, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea ca cineva să-mi facă una ca asta. Doar atât îți spun, dacă mai invit pe cineva la tine, nu te mai uita la chestii pe care le găsești prin casă. Înțelegi tu? Eu am stat liniștită și am avut încredere în verișoara mea. Doar că înainte de plecare, mama a început să o critique. Mama avea un stil aparte când voia să atragă atenția cuiva și era destul de tranșantă cu persoana în cauză. Și bineînțeles că verișoara mea s-a enervat destul de tare. Cum am zis, în ultimul timp nu mai era la fel. Era mai rebelă și tocmai chestia asta a făcut-o să se ia la ceartă cu mama. Și lucrurile nu s-au terminat tocmai bine. După ce a plecat verișoara mea, am avut o senzație, un feeling, să-i spun așa. Așa că instant m-am dus să verific dacă CD-ul e la locul lui. Și ghiciți ce? Nu mai era. Mi-am dat seama că verișoara mea l-a luat și că avea de gând să-l împărtășească altor oameni ca să se răzbune pe mama. Imediat am sunat-o și am încercat să o conving să nu facă asta. Dar nu am avut nicio șansă și chiar nu puteam să mai recuperez acel CD de la ea. Te rog eu frumos, nu arăta la nimeni, nu o fă pentru mama, fă-o pentru mine. Mi-ai promis treaba asta. Înțeleg că s-a purtat urât cu tine și că te-a deranjat faptul că s-a luat de îmbrăcămintea ta și așa mai departe. Dar o știi foarte bine pe mama, așa mai face ea. Îți dai seama că dacă cineva ar vedea asta, până și mama ta, nu s-ar putea abține să nu bârfească cu restul familiei. Mama ar intra în pământ dacă toată familia ar afla de acele poze. Hai să nu stricăm liniștea pe care o avem din cauza unei dorințe de răzbunare. Hai mai lasă-mă, știu ce ți-am promis, dar m-am săturat să se dea o femeie bună, o femeie creștină și ia uite ce face ea. Eu mă îmbrac așa cum vreau și atâta timp cât mama îmi permite, nu vreau să las pe nimeni altcineva să mă certe și să mă umilească. Lasă că merită, așa aș mai învață și ea lecția. Dar nu-i treaba noastră, adică acele poze sunt foarte vechi, plus că cel mai probabil doar tata le-a văzut, adică el în intimitatea lor. Noi nu ar trebui să ne băgăm în așa ceva. Sper că o să te gândești la treaba asta și să nu iei o decizie proastă. Am stat cu frică pentru că o cunoșteam pe verișoara mea. Mă rog, noua ei variantă. Și mi-am dat seama cât de răzbunătoare e. Bineînțeles că acele poze au ajuns la toată familia. Și nu doar atât, au ajuns și pe internet. Și toți colegii mei și prietenii mei le-au văzut. Am simțit că intru în pământ și mama la fel atunci când a aflat. Bineînțeles că toată vina a căzut pe mine, fiindcă inițial mama a crezut că eu le-am postat pe internet. Nu vreți să știți în câte moduri au putut să o jignească oamenii, mai ales cei din familia noastră. Pentru că eu v-am spus, nu erau tocmai cei mai deschiși oameni și nu le păsa lor că, hei, acele poze erau doar pentru tatăl meu și erau din intimitatea lor. Eu bineînțeles că am fost pedepsită și certată pentru absolut tot, deși cea mai mare pedeapsă era faptul că toți prietenii mei, toți cunoscuții, o văzuseră pe mama în toată splendoarea ei. Țin bine minte și acum că după faza aia mama nu a mai ieșit din casă câteva luni bune, iar după ce a început să iasă, se ascundea și evita să se întâlnească cu oamenii pe care îi cunoștea. Vreau să vă dau un sfat. Oricât de curioși sunteți atunci când vedeți un obiect personal care nu vă aparține, cel mai bine ar fi să nu vă atingeți de el și să respectați intimitatea omului. Cred că așa ar fi cel mai indicat și am trăit într-o lume mult mai bună. Eu de acum am învățat, atunci când găsesc lucruri, să întreb înainte dacă e ok să pun mâna pe ele. Salut, mă numesc Mihai. Sora mea s-a lăsat păcălită de frumusețea banilor, să spun așa, și a ales să renunțe la tot pentru un BMW, primit cadou de la un tip de bani gata.
Eu m-am mutat primul la București pentru facultate, iar la un an distanță a venit și sora mea. Nu vreau să fiu rău sau ceva, dar de când a venit ea au început și problemele. Eu am fost mereu un tip retras. M-am mutat în chirie la București și în afară de facultate și eventual cumpărături, pe mine nu mă scoteai afară din casă. Eu niciodată nu am intrat în grupuri de băieți, să ies în cluburi, să fac tot felul de tâmpenii așa cum e la modă în capitală. Însă sora mea când a venit mi-a dat feng shui-ul peste cap. Ea, din primele săptămâni, a început să umble cu tot felul de fete, să iasă în cluburi, să vină seara târziu acasă sau chiar spre dimineață. Eu nu eram obișnuit cu așa ceva și mă simțeam responsabil, fiindcă eram fratele ei mai mare. Dacă pățea ceva cât era cu mine, era nasol. Faza e că sora mea avea un iubit acasă, care se întâmpla să fie și unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. El a luat un an pauză de la facultate ca să-și ajute părinții, însă și el m-a rugat expres să am grijă de sora mea și să-i spun dacă ceva se întâmplă, fiindcă și el știa că ea este mai petrecăreață, să-i spun așa. Deși stăteam împreună, eu o vedeam destul de rar. Eu mereu eram acasă, dar ea era toată ziua haihui. Ba mergea cu prietenele la mall, ba la film, ba pe la terase, niciodată nu stătea locului. Într-o seară a fost adusă acasă de către un băiat pe nume Raul. Sora mea era varză, atât de beată că nici măcar nu se mai ținea pe picioare, ca să vă dați seama ce făcea ea în cluburi. Ei bine, eu credeam că acest Raul e un coleg, prieten de la facultate, dar se pare că nu, fiindcă am aflat ulterior că ar fi un tip plin de bani gata pe care sora mea l-a cunoscut în club și căruia i s-a pus pata pe ea și de atunci tot încearcă să o cucerească. După ce sora mea și-a revenit din beție, am încercat să stau puțin de vorbă cu ea și să încerc să-i bag mințile în cap, fiindcă deja începea să fie exagerată și nu-mi plăcea deloc atitudinea ei, plus că nu știam ce să-i mai spun la Andrei, iubitul ei. Tu ei, razna? Ai uitat că ai venit aici să înveți? Gata, cum ți-a dat mama și tata drumul, cum ai nebunit? Nu e ok ce faci. Nu e ok nici măcar pentru tine, dar nici pentru cei din jur. Eu deja m-am săturat să mint părinții și prietenul pentru tine. Da, ești sora mea, dar orice are o limită și tu cam o încalci. Nu înțeleg de ce faci atâta caz. Eu cred că de fapt problema e la tine. Adică serios acum. Ești tânăr și stai închis în casă. De ce nu ieși tu să te distrezi, să-ți trăiești viața? De-aia ești așa posumorât toată ziua. Ia exemplu de la mine. Eu chiar știu cum să-mi creez amintiri. Ce amintiri, fetițo? Amintirile se creează prin vacanțe, prin ieșiri frumoase cu prietenii, prin momente simple cu cei dragi, în niciun caz prin cluburi. Ce amintiri să-ți creezi când tu vii atât de beată acasă încât nici nu mai știi ce ai făcut cu o oră în urmă? Hai că deja ești nesimțit. Eu am încercat să vorbesc cu tine, dar degeaba. Hai să facem un pact. Tu nu te bagi în viața mea, eu nu mă bag în viața ta. Până la urmă, fiecare să facă ce vrea. Așa mi se pare cel mai corect. Ce zici? Cu mare drag, dar nu pot sta și să mă uit cum te distrugi. Și apropo, eu nu-ți mai ascund prostiile față de mama și de Andrei. Băiatul ăla crede că ești o sfântă aici, când de fapt te aduc alți băieți acasă la 6 dimineața. Sora mea nu avea de gând să înțeleagă nimic din ce eu i-am spus și bineînțeles că a continuat. La un moment dat începe să vină acasă cu tot felul de chestii scumpe. A venit cu niște haine, apoi cu bijuterii și apoi a venit în fața blocului cu o nouă mașină și să ne înțelegem. Noi trăiam din banii dați de părinții noștri, undeva la 200 de lei pe săptămână. Se pare că acel Raul, care a adus-o pe sora mea acasă și care era plin de bani, acum încerca să o cucerească și cum nu putea prin farmecele lui, a încercat prin a-i cumpăra tot felul de lucruri scumpe, pe care sora mea le-a acceptat cu brațele deschise. Când am văzut-o pe sora mea în BMW, care costa cel puțin 100 de mii de euro, era să o iau razna. Ea a încercat să mă calmeze și să-mi zică că i l-a dat doar pentru câteva zile, dar totul mi se părea ok. Eu știam cum funcționează astfel de chestii și știam cum procedează băieții ăștia, însă oricât am încercat să-i bag mințile în cap, nu am reușit. Iar într-o zi mă sună Andrei, prietenul meu cel mai bun și iubitul surorii mele. Atunci am decis să-i spun adevărul și să știe și el ce face ea de fapt. Trebuie să-ți zic adevărul, adică o fi sora mea, dar nu mi se pare că procedează corect. Nu e așa cu minte cum crezi, de fapt de-abia dă pe acasă, stă mai mult în oraș și în club. Nu ar fi neapărat ceva rău în asta. Rău e că vine beată de multe ori și mai nou acceptă tot felul de chestii scumpe de la un tip cunoscut în club. Poftim? Nu are cum, mereu când vorbesc cu ea îmi spune că e acasă. De fapt chiar și ieri când m-a sunat mi-a zis că a stat toată săptămâna în casă, că a fost bolnavă. Știi că stau în aceeași casă cu ea, nu? Nu a fost deloc bolnavă. Toată săptămâna s-a plimbat cu noua ei mașină primită cadou. Sau mă rog, împrumutată, cum spunea. Acum tu faci ce crezi, dar ai grijă.
Nu vreau să-i fac rău surorii mele, dar nici nu vreau să se joace cu tine. Și tu să aștepți o fată care nu cred că se va mai întoarce. E o pierdere de timp. Eu o iubesc, nu pot să o las așa. Am să văd ce rezolv cu ea. Dacă e, am să vin acolo să stăm de vorbă față în față, e altceva. Eu eram împărțit între prietenul meu și sora mea. Pe de o parte mă simțeam vinovat că i-am spus, pe de o parte mă simțeam eliberat. Andrei a venit până la urmă la București să vorbească cu sora mea. El venise fără ca ea să știe și țin minte că a ajuns pe la 8 seara. Sora mea nu era acasă și am așteptat-o amândoi până a venit. Dimineața, la ora 5, adusă de acel Raul. Atunci s-a iscat dita mai scandalul. Acel Raul susținea că sora mea e iubita lui. Andrei era dat peste cap, iar sora mea a decis până la urmă să rămână cu cel care o sponsoriza, deși, vă zic sincer, nu-l iubea absolut deloc. Ea s-a supărat extrem de tare pe mine, fiindcă am dat-o de gol. Și-a luat lucrurile și a plecat cu Raul. S-a lăsat și de facultate și acum trăiește la cheremul acelui băiat, care, din câte am auzit, umblă cu multe alte fete și nu o respectă deloc. Dar asta e viața pe care a ales-o și, sincer, nu pare să dea înapoi momentan. Sincer, chiar îmi pare rău. Poate că Andrei nu avea bani și nu-i putea oferi o viață plină de petreceri și chestii de genul. Dar băiatul o iubea din suflet. Oare îi va veni mintea la cap vreodată? Sau mai bine ar fi să-mi iau gândul de la ea definitiv? Tu știi foarte bine cât de mult o iubesc. Și sincer, dacă aș vedea că-i pare rău, eu i-aș ierta acest episod de nebunie. Nu știu ce să zic. Eu cred că sora mea mereu a fost așa. Doar că a fost ținută în frâu de părinții mei. Iar acum că a venit aici și s-a simțit liberă, a făcut ce a vrut ea. Dacă e așa cum cred eu, nu cred că se va mai schimba. Dacă vrei, mai încearcă să vorbești cu ea, dar ai grijă să nu-ți faci rău ție. Băi, mersi că mi-ești un prieten așa bun. Chiar mi-ar fi plăcut să devenim rude prin alianță. O să mai încerc să vorbesc cu ea, dar dacă ea pune mai mult preț pe bani decât pe dragoste, eu nu am ce face, că bani nu am. Sora mea nu s-a împăcat cu el și nici nu s-a întors. De fapt, a cam rupt legătura și cu noi, adică cu mine și cu părinții mei. Habar n-am ce urmărește de la viață, dar în stilul ăsta eu nu o văd prea bine. Dragostea nu se cumpără. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți o poveste din care cu toți avem ceva de învățat, o așteptăm să ne o trimiteți pe e-mail și cu siguranță o vom face dacă ni se pare interesantă. Nu uitați un follow și pe Instagram ca să vedeți ce mai facem și acolo, linkul este în descriere, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!